În punct mic, din 9 posibile, acesta a fost bilanțul negativ al formațiilor dâmbovițene care activează în al treilea eșalon valoric al fotbalului național. Paradoxal, punctul a fost obținut de singura echipă care a evoluat în deplasare, Electro City, remizând 2-2 pe terenul celor de la Rapid Clejani. Cum a fost ultimul joc al Electro City-ului? 2-2 am văzut în deplasare. Da. Mă rog, și cu bune și cu, și cu rele. A fost un joc mai puțin spectaculos, a fost un joc de luptă, a fost un joc în care, ca aspecte pozitive, aș nota faptul că am avut puterea să revenim după ce am fost conduși de două ori. Din păcate însă a fost un joc și cu destul de multe inexactități în ceea ce înseamnă faza defensivă. Au fost și multe momente în care am construit destul de greu. Și cu bune și cu lucruri mai puțin bune, de asta și spuneam că încă mai avem de lucru, încă mai avem multe lucruri de pus la punct în jocul nostru. Sper să reușim să le să și facem și sper ca și jocul și rezultatele să crească de la etapă la etapă. Ați reușit să rămâneți doar cu o singură înfrângere. Deocamdată Electrocidul se află în partea superioară a clasamentului, însă mi-aduc aminte că am vorbit cu dumneavoastră la începutul sezonului și spuneați că vă doriți o clasare superioară celei din sezonul precedent. Da. Sezonul precedent noi am încheiat pe locul 5. Superior a însemnat de la locul 4 în sus. Noi ne-am dorit să terminăm, dacă se poate, și pe podium acest sezon. Rămâne de văzut dacă și reușim. Eu sper să reușim, pentru că în mod normal există și experiență, există și tinerețe și prin asta înțelegând dorința de afirmare și sper ca să reușim să îmbinăm aceste două aspecte și să avem rezultate bune. Celelalte două grupări locale au pierdut în fața propriilor suporteri. Atletic Fiena a cedat scor 0-2 în fața celor de la Compet Ploiești, iar FC Municipal a fost învinsă de Jiul Rovinat chiar pe arena din Șotânga.